Vreau să trecem la tematica noastră, criza valutară. Ce înțelegi noi prin criza valutară? Sau ce criza valutară avem la moment în față? Inflația mare. Inflația mare. Apropo, ce notă ai cum acum la... Să mă refer la referință. Nu, la noi e procentul de creditare. Asta ce faptul de referință? Da, arată ce faptul de referință. Dar cine cunoaște, apropo, ia să vedem. Cine e la curent că Republica Moldova astăzi s-a modificat rata de referință? Și cât? Nu, cunosc că s-a remodificat, dar nu știu. Dar care e? 2% era 8% și acum e 10%. Nu, era 10% și acum e 12%. Cum crezi, cum ați influențat pe economia noastră națională? Dar când aveți nimile, ești nu interesat să știi cu leul nostru mult. Sunt bine economia. Da, la noi chiar nu spun să sunt pe lucrul ăsta. Noi vrem degrabă să simțim termenul lung. Acum așa sunt șat. Păi, așa crezi presurile. Dar lucrul ăsta o să ducă la o... Ca să ne influențeze negativ orice populație, orice om de rând. De asta este nevoie ca dumneavoastră să cunoașteți informația dată. Ok, noi nu tranzacționăm. Suntem prea, dar nu tranzacționăm cu ei. Tranzacționăm cu valută străină. Dar, anume că sunt... Candidata cea mai mare. Da, dar noi suntem candidata cea mai mare cu Leo Moldovinescu. Noi nu poți să-l cunoaște ca cum să vreau să ne influențeze pe noi. Cel mai mult să influențeze pe persoanele juridice, persoanele fizice care au credit. De obicei, în persoanele acolo în credit, undeva scris, ar trebui scris așa ea, ca să vezi ce e scris acolo. Dacă este potant, automat și persoanele date este, sunt influențate. Direct. Nu, ca să dreptul trebuie să pusane care vin la noi, deja de ce în ce mai puțin folosesc de moldovnesc. Moldovnesc. Acum o să vedem lucrul ăsta. Că noi deja ca trader, deja noi cu Leo, ca multe de ei, știu, de acțiu. Nici nu interesați credite. De ce? Noi suntem trader care facem bani. Da. De ce? Pentru că, în mare parte, noi înțelegem că Leo nostru este o monedă care se devalorizează, nu are așa mare valoare. Oricum, mai mult suntem axați de euro, facem careva cumpărări mai mari, apartamente, mașini și altceva, mare parte euro se face. Din ceea ce folosim mai puțin lei. Dar oricum asta trebuie să cunoaștem ce legat de rata de referință a Republicii Moldova, de simplu considerent, pentru că sunt persoane care sau poate au careva credite, dar iarăși asta la caz la caz, dar în mare parte la sectorul economic, să spunem companiile care au credite, pentru că orice afacere se ține pe credite. Doar afacerile mici care de familie, poate încă nu au credite sau nu sunt de credite. De regulă, afacerile mici, mijlocii și mari, evident că au credite la bănci. Fiindcă asta e normal să iei credite la bănci și să te dezvolți mai departe. Evident că automat băncile e că se ridică rata de referință, dacă cunoașteți o mare parte la dobânzi, pun flotant. Adică se ridică rata de referință, automat și banca ca să nu se poate careva cheltuielile, ridică și ia mai departe dobânzile la persoane care au credit. Ce fac? Afacerile, fiindcă în mare parte ele au ieșiri ușoară de... Ies ușor de situația dată. Ce fac afacerile când spăresc cheltuielile? Mă respect. Dar noi spătim cheltuielile lor. Noi să spăm cheltuielile lor și în final să măresc automat produsele. Evident, este un fenomen care se întâmplă mâine. Da, azi au crescut toate de referință, mâine prețul a crescut cu 10-20%. Este un fenomen pe termen mai lung. Dar noi trebuie să fim informați. Una. Și doi. Trebuie să cunoaște din mare parte și aici sunt persoane care sunt angajați pe lângă trader. Sunt și persoane angajate careva companii sau afaceri proprii, de multe ori au numerar în lei. Deci, pentru o persoană care primește salariul euro sau dolar american, pe dânsul nu afectează deloc rata de referință Republicii Moldova. Cum primi 1000 de euro și așa primească 1000 de euro. Ca să fie 19 sau să fie 20 sau să fie 22, nu e indiferent. Oricum și prețul ăla să crească într-o aceeași rată. Dar persoanele care primește salariul lei, ei trebuie undeva să-și reprofileze. Adică ori automat să schimbe valuta străină, ori să procure careva active. Aici sunt careva metode de a se simbăra de careva pierd. Așa, și noi astăzi vom să vorbim despre indicatorul stohastic. Cine cunoaște? Ce reprezintă indicatorul stohastic? Sau cine îl folosește, mai bine? Eu îl folosesc. 1, 2, 3, 4 persoane folosesc indicatorul stohastic. Chiar așa, nu e interesant? E la etapa practic, toți trebuie, toți cunosc, când este indicatorul stohastic, așa? Da, stohastic.
Da. Nu știu. Da, gata, mai trebuie să spun. De obicei, la lecții de practic și despre asta am folosit mai mult ca momente de impact. Iată, noi astăzi să vorbim de stochastic, cum am spus și problemul meu, noi mai mult o să folosim ca strategie. Evident că ce ține de ceas trece, noi să trecem așa, cum spune, pe deasupra, dar de obicei tot mai am anunțit, noi trecem tot lucrul este proiecție în bani. Înseamnă care deja sunt trei persoane, care sunt stat acum recent, care e deja cu baza la stochastic, strategie de tranzacționare de stochastic, au fost decât păreți venitori. Adică, vă să înțelegeți un lucru că, pe lângă faptul, stochasticul, pentru ce a fost el mai întâi folosit stochastic? Ce-i cunoaște? S-o cunoaște cu stochastic. Cum a ajuns el în training? A fost dezvoltat de George Lea, în anii 50. Dacă cineva poate așa căutați prin Google să vadă ce reprezintă stohastică, găsiți cuvântul momentului. La început, stohastică era folosit mai mult pentru rachete. Ca să măsoare viteza la rachete. Noi tot foarte bine cunoaștem că racheta zboară, sau când coboară înapoi, e trebuie să aibă ceva ca să vedeți știri să plăce de pământ. În caz contrar, ea spălează de pământ. Anume, atunci ei se pune să folosesc stohastică ca să idei de știri rachetei, sau careva de acolo pus, evident, indicator, care se vede în moment că este aproape pământ și să se încetinească cheza. Pe treptat a ajuns ca să folosească stochasticul de trading. La momentul de față noi folosim ca să folosim ca moment de intrare. Fie dacă avem trei la ascendent, folosim trebuie de 20, cunoaștem că cumpărătorii de bea sunt la putere și trebuie să mergem pe tranzacții de cumpărare. La început, stohastica a început să folosească mai mult pentru a măsura viteza impulsului. Să ne dai de înțeles, unde este zona de supracumpărare și supravânzare. În momentul când avem trendul ascendent și am loc străbatere la nivelul 20, evident, cumpărătorii nu dăs bani. Cunoaștem, trendul ascendent, mergem în sus, cumpărăm și cumpărăm. Numai când ajungem aproape în nivelul 80, a fi dat un semnal că deja cumpărătorii parcă ar trebui neputere. Evident, noi nu cunoaștem cum să ducă el în sus, că acolo poate să existe situația cu fii supracumpărare și am să meargă în sus. Dar la început, el a spus să vedea primul semnal, este genul cum... Iată, mergem, vedem un semaforul, pierde. Și începem de galbet. Asta e un semnal că poți reușești, poți să nu reușești. Nu, dar noi te spun dovie, că reușesc pe cauza asta. Nici doi. Nici doi, da. Adică anumit un milion de stohastic, mai trebuie a fost folosit pentru faptul că vă vedeți de înțeles. Apropiam, impulsul este pe final. Adică viteza impulsului a fost să încetinească. Nu vedeți de înțeles pe care trebuie să închidu stranzații. E bine, care deja ingredientul principal, eu cred că, nu știu dacă ați auzit, ingredientul principal la tortul chiesc. Cunoaște tortul chiesc. Da? Care e ingredientul principal? Să da. Viitoare atunci când mă să permit să intrați, dacă mai întârziați. Faceți locuri. Locuri, ce da. Dar și primul rând, acolo, cei din spate stau la șată, cu iubire. Evident, când deja a început stochastica la nivelul 80, numai persoanele care aveau gândit principal, se dau tranzacția mai departe. Treptat, deja a început să folosească stochastica mai mult ca să-și vadă momentele de... Pe lângă faptul de intrare, dar să vadă momentele de cumpărare și de vânzare. Când este supracumpărare și când este supravânzare. Cine a folosit? Cine? De asta am întrebat la început, cine folosește stochastica? În ce scop a fost urmărit? În ce scop a fost urmărit? În ce scop a fost urmărit? Pentru a deschide tranzacție, momentul de deschidere. Dacă el trebuie în jos, în nivelul 10, atunci tranzacția de să-l facă invers în sus, atunci
este foarte simplu. Când i-ați scoat de fapt și de trend, direcția? Exact, da. Mă gândeam că doar ăla să poți să faci, să faci până la 10, poate fi, dar nici vreodat ce în primul rând, dacă e trend, un merg în scădere, atunci exact te orientezi la tranzacții de sell, dacă mergi în creștere, tu ești la bani. Ok, am înțeles. Nu, asta a spus că faci proces. Dacă e în direcția trendului, apoi nu mai aștept străpat pe nivelul 0 sau 10. Ca o dublă confirmare, dar dacă corecție, doamne, așa. Adică dumneavoastră de țări sunteți mai... este curăț acolo, mai. Vreți că dai nici ficiți. Nu am înțeles, adică nu așteptați străbată... Dacă eu ești direcția sau de buzii, sau... Da, i-am găsit. Deci cum spune asta, trebuie? De mult mă duc cu bani, da, cu bani, nu e rău. Nu pot că să, eu știu că duce sus. Da, așa, noi, voi corect, așa, nu trebuie. Da. Pe timp trebuie să spunem despre, cum am mai spus la fac, pe timp că nu trebuie să fie tranzacție, trebuie să aveți confirmare. Că ne sunt trei de trei care, da, și lasă, da, ne-a spus, așa e, pierz. Pe timpul meu de asta, eu cel puțin la persoanele care ne scrie, spun cel puțin să ai trei, patru, asta e gata, cel puțin trei confirmări să aveți. Fii combinați de lume, fii că sunt indicator, fii cu bătrâni, vă străbați la nivel sau la nivel de scor, la nivel trendul sau nivel psihologic, tot așa mai departe. Adică trebuie să aveți o confirmare, dar nu aveți o confirmare. Acum mai trebuie să scriam. Deci, schimbi dozați, așa. Deci, trebuie să avem confirmare. Acum, în cazul nostru, da, la teorie, cum am spus, la partea practică, la lecții practice, cum am spus, noi folosim stohastic numai ca moment de intrare. Că deja două persoane și tot au spus că ei folosesc stohastic ca moment de intrare. Ei nu folosesc ca strategie. Iată astăzi o strecă, așa, puțin, ca să înțelegi cum puteți folosi stohasticul ca strategie. Mai, ce tipuri de strategie de? Mai activ. Bună, da. Care strategii sunt? MSD. Strategie? Indicator. Asta e metodă de tranzacționare. Nu e strategie. Nu, asta e metodă de tranzacționare. Ok. Nu, lactul, da, este metodă de tranzacționare sau metodă de control a riscului, putem numi. Stocastic, în primul rând, este indicator de care? Oscilator. Da, într-adevăr, eu tot spun persoane care nu iubesc istoricul, cum a apărut, pentru noi, că atât de mult interesat de asta, el trebuie să-l fie. La bielul și atât, el este, noi folosim, la practic, învățăm toți la nivel de o bază. Este două un canal, nivelul 80-100 reprezintă nouă ce? 80-100. 80-100 care? Nivel de care? De supracumpărare sau supravânzare? Da. Dar să înțelăm că noi să lăgeți grafic. Evident că indicatorii de trend, indicatorii tehnici, ei sunt, fac parte din este nivelul 100, nivelul 80, nivelul 0 și 20. 80-100 este nivel de supracumpărare, pe piață este supracumpărare, și nivelul 0 și 20 nivel de supravânzare. Evident că indicatorii tehnici, indiferent că MSD-ul, Bollinger-ul sau stochastic-ul sau RSI sau foarte mulți indicatori tehnici, evident că fac parte din analiza modernă. Evident că mare parte traderii, eu tot timpul le recomand traderilor ca să folosească numai mult de 20-30 procente în analiza lor, analiza modernă, mai mult se focusează pe analiza clasică. Ceea ce reprezintă, ce reprezintă? Hai să vedem cine a întregut curs. Tot întregut curs. Analiza clasică, de ce e format? Trendul, nivele, încă? Combinații de lume. Fibonacci, cum fără dânsul. Da, figure. Da. Asta e analiza clasică. Asta e analiza puternică, asta e analiza practic, e baza la tot domeniul, da? la tranzacționare. Evident că a venit în ajutor la analiza modernă, care include indicatori de trend sau oscilatori. Evident că traderul începător, tot timpul am vorbit despre momentul dat, are mai mult nevoie de analiza modernă. Deci e considerent că este ușoară. De ce automobil, de ce nu merge nimeni pe automobile vechi rusești, să spun așa? Ele sunt, cum spune, bune, da? Sau Mercedes-ul este care din anii 2020. Dar ele sunt bune, ele nu stric.
Da? Ele sunt automobile care stau la bază. Iar evident, toți caut automobile deja mai noi, de ce? Fiindcă au un confort mai mult, da? Ei sunt ușor la condus, au la volan, e ușor de condus volanul, fiindcă cum se mișcă, din mă rog, da? Care e ca hidraulic, da? Zero, zero direcție. Da. Plus la asta este mai confortabil, are la sedenie, are să fie cald, la volan să fie cald. Vin tot la rus, să vă spun, la rus. De ce? Noi tot timpul tindem la un confort, adică. Analiza modernă ne oferă un confort. În cum am spus de azi, traderii care pot să stocați, vă spun foarte simplu. Mai trebuie nu trebuie să stai de superioare ca să înțelegi stocați, cum lucrează, îți scrieți tranzacții după stocați. Este asta eficient sau nu? Evident că are un plus foarte mare, numai că din cauza că este ușor, traderii de ori foarte mult focusați pe dânsul sau pun accent pe dânsul. Cum o ce ușor stocați, credeți să-mi folosesc. Duci în sus bani, duci în jos să. Numai că evident are careva nuanță, niște puncte slabe care noi trebuie să tragem atenția la ele. În primul rând, indicatorul stocastic, pe ce pieț sau ce categorie de pieț merge cel mai bine sau este cel mai eficient? Piața valutară. De ce considerent? Pentru că el este indicatorul oscilatoriu care calculează o medie practică aritmetică și evident că pe instrumente care sunt foarte volatile, el oferă prea multe oscilații și nouă nu este clar, îți face un haos. Evident că el merge pe instrumente care sunt mai puțin volatile. Și asta evident mă refer la piața valutară. Mai departe, evident că la folosirea simplă a stohasticului, traderul trebuie să orienteze la direcție, putea scrie aici trendul, trend, la punctul de intrare, pe lângă analiza clasică, folosește stohasticul, în ce perioadă? H1, H4, depinde de ce dorești trendul să afle, la punctul de ieșire, poate folosi stohasticul. Nu, sub nicio formă nu folosiți stocastic, la punct de ieșire, și direct traderul folosește nivele, Fibonacci și așa mai departe. Adică el stocastic, traderul folosește doar la nivel de intrare. Dar și aici sunt probleme, acolo vom discuta de puncte, da? De cine transmite stocastic, ca să te spui. Sunt cazuri când, da, cum ați spus dumneavoastră, mare parte traderii, nu știu, a mie personal, fac analiza pe calculator, dar pe telefon toți au plasat pe telefon. Mai că cei pe real, fără dus, eu odată mă unde era așa știesc-o, iar am instalat, iar aștept să facem, mă închidem tranzacția, că nu trebuia. Că mă uitam pe acolo, bai, poate bai mine, trebuie să mă închid scăp de dânsul. Până la urmă, timpul. Și evident că e ușor să pui pe telefon în stocastic și vezi, da, cam care e situația, poți să mai deschizi tranzacții, poți să închizi tranzacții. Evident că stocasticul, da, în baza trendului, el îți dă nouă un punct de intrare. Și uneori punctul de intrare într-un termen foarte scurt. Adică, fie că trendul e descrescător, eu mă uit evident la străbatere în jos a stocasticului, cele două linii, da? Iar și le-au și denumirile lor, dar nu atât de mult contează. Eu văd aici intrare, deschid tranzacții de săl. Asta e practic perfect. Numai că stocastic în H1 se află foarte puțin timp în punctul ăsta. Ba noi îl prindem mai jos, ba îl prindem în supravânzare și eu nu intrare. Ce faci? Dar pe asta zicea, eu intrat în supravânzare, da? Deci trebuie, așteptăm toți să fac o corecție, piața, da, și duc înapoi jos. Dar piața se duce în jos. Unitând, dar piața se duce în jos, se duce, dar nu mai zicit că e supravânzare, nu cât poți ducă. Așa e supravânzare, dar se mai duce 50-100 de puncte în jos. Și practic noi pierdem punctul de intrare, practic noi nu mai intrăm, pentru că nouă ne frică și așteptăm din nou să vedem iar un potențial de intrare. Rezultare. Nu știu dacă aveți loc. Aveți loc? Azi. Ok. Și uneori pierdem și intrarea, pierdem potențialul impuls, pentru că noi am intrat căzut pe piață. Piața mai mult se află în supra vânzare, de supra cumpărare și traderul se blochează, traderul nu știe ce face și el practic are într-un trend, are câteva intrări. Simple, puține, foarte puține. Aici sunt mai mulți factori. Primul factor este felul următor, folosirea parametrilor corecte. Ce parametri folosim noi la stocastic? 5.33 și 12.33. Cine folosește 5.33? La parametri 5.33, noi avem 3 tipuri de parametri. 5.33, 12.33 și 20.33. 20 folosește mai mult la piețele. Da, 20 folosește mai mult la piețele mai volatile, fiindcă el prea brusc se mișcă, dar 5.33 foarte rar se folosește, se folosește la cotații foarte lente. Uneori traderii folosesc la scalping, este o strategie interesantă și pentru scalping cu stochastic. De regulă, noi la piața valutară, la proiecte directe, indirecte și careva cu scursuri, folosim parametrii 12.33.
Aici încă o altă întrebare care traderii nu trag atenția și uneori la practică, ori nu spune accentul, ori nu se vede, la prețul de... care preț al măsoare? Cel de deschidere sau cel de închidere al mânării? Ce înseamnă asta? Când se deschide tabelul dat, eu să vă rog să spuneți pe urmă. Când noi stabilim careva parametri în tabelul dat, este foarte important stabilirea corectă a parametrilor. Fiindcă noi punem 233, dar nu tragem atenția la preț. Acolo este de la care preț să-mi facă mintea aritmetică? De la prețul care s-a deschis lumânarea sau de la prețul care s-a închis lumânarea? Trebuie de pus close-close în parametri dați. Close de... Close-close. Adică să măsoare prețul de închidere a lumânării. Pentru că se vor schimba, nu evident, tare parametri linii date, aceste două linii stocastice, dar se vor schimba undeva la vreo 20-30% și uneori punctul de intrare le va arăta mult mai eficient. Fiți foarte atenți la punctul dat. Puneți, vă rog, stocastic și tabelul care se fie aici. E că aici, și în cazul tot, deci e low, high, așa? Da. Da, puneți close, close. Și ok. Schimbă parametrii dați, schimbă linii date stocastice și arată mult mai eficient punctul de intrare pe piață. Acum noi iarăși ajungem după cum fie că e close-close sau punctul de intrare, evident oricum merge după aceeași metodă. Se deschide tranzacții când nouă ne arată străbaterea 80 jos sell și evident străbaterea sus buy. Asta ce perioadă? E H4? Nu e H4. E la fi bine dispus în H1. Dar evident, iarăși, încă o dată, noi deschidem perioada. Dar ce facem în așa situație? Ce facem în situație de genul dat? Nu intrăm în piață. Dar aici, dacă noi să măsurăm, a fost o intrare și ascult, răpune piață, a fost undeva în zona asta intrare, s-au deschis tranzacții și până aici, noi practic am stat și n-am făcut nimic. Asta evident că traderul încă dacă menține tranzacția până aici. Dar de regulă că vede că îți pornești piața și în sus, des o închid că aduc cam ușor bani. Dacă folosești stocastic. Și tranzacționează pe bucățele foarte micuți, consumă multă energie, mult timp, se nervează, se încurcă, el nu se întoarce înapoi și traderul nu face un haos. El nu înțelege unde se duce piața. Sau nu e așa? Evident că dacă vorbim de metoda clasică, asta e foarte bine. Deci, noastră, încă o dată repetăm, dacă traderul folosește doar simplu stohastic, el nu poate să-l folosească scat. Îmi spune eu un prieten de nostru, nu poți să mănânci și grișcă uscat. Trebuie să pui să-l acolo, bucat de carne și tot. Fiind așa și stocastic, el nu poate folosi uscat. Nu văd de nimic informații, el nu va vă încurcă. Evident, stocastic de că nu avem nevoie, dacă trebuie de descrescător, avem nevoie că numai de ori de punctul da, ori de punctul acesta. Da? Depinde de ce trebuie avem. Rest, pentru că nu ne interesează, ne folosim punctul de și Fibonacci, Nivele, Trend și așa mai departe. Dar evident că noi vorbim astăzi despre o nouă strategie, un nou instrument care nu să ne ajute la tranzacționare. Acum, ce reprezintă ciclul stocastic? La nivel de bază, toți sunt cunoscuți cu acest instrument, stocastic, trendul și așa mai departe. Ce reprezintă ciclul stocastic? Evident că așa în natură sunt careva repetări, da? Cum anotimpul se repetă la o perioadă, cum traderul e profit și apoi e minus, nu știți că e tot de ciclu. Nu poate să fie trader care spune că e trept. El ori merge în sus, apoi merge în jos, apoi merge în sus, apoi merge în jos. Eu de exemplu m-a supărat pe piață săptămâna de tare. Față că săptămâna asta nu mai fac nimic. Dar oricum ați făcut tranzacția cu mănăstiri, că nu poți să treacă firea peste mine. Să profiți de asta. Dar sunt momente când piața merge foarte bine, ești cel mai fericit și ești într-o stare de euforie. Pe urmă se încadă și spune, Doamne, și ne-a dat Domnul să vă într-un domeniu ăsta. Și da, mă nervează. Dar oricum, îți trece, asta trage o palmă și te apuci de lucru, asta se rezolvă tot timpul. La nivel de ciclu, așa și stocastic, el ne oferă niște faze, care noi în baza fazelor date, foarte jos ne ajută în tranzacționare. Vom începe cu direcția. Evident că noi folosim trendul aici, dar cu ajutorul stocastic, noi putem folosi și acest instrument pentru depistarea direcției pe perioadă scurtă de timp. Începem aici din perioade daily, adică eu sunt rupt pe domnul Peter, de stocastic o perioadă de daily, sau grafic o perioadă de daily. Stângeți proiectorul, dați să facem întâi pe tablă la nivel teoretic, după care să dăm pe grafic cum trebuie. Eu țin încă o dată acest nivel. Ne-a tot desetat.
Așa. În perioada de D1, ce fac povestea? În perioada de D1, noi, ca trader, trebuie să identificăm aceste zone sau aceste cicluri, mai numite trader, care să ne reprezinte nouă o tendință oarecare. Ce reprezintă aceste faze? Evident că în perioada de D1, piața tot se mișcă. În baza acestor mișcări, are diferite mișcări, felul următor. Și avem a doua linie, care punctat, da? Așa. Evident că el se mișcă cum și în perioada de H1, cum și în perioada de H4, cum și în D1. Se în cazul când el se mișcă dintr-un punct, ajunge până în punctul maxim și înapoi. Se în cazul când el se întoarce la jumătate de drum sau face careva acolo. Evident că este o regulă de aur care pentru stocastic, valabilă pentru stocastic. Stocasticul nu lucrează unde. Sau când nu lucrează stocastic. Eu tot, da, asta e o regulă care pentru toți indicatorii de trend și indicatorii sustători. Memorat asta dată pentru totdeauna. Acești indicatori, ele sunt niște formule matematice. Ca notele la școală. Eu te-am cel mai bun exemplu. Eu, de exemplu, sunt un elev la școală și învăț bine. De exemplu, am note de 10 și 9. 10, 9, 10, 9, 10, 9. Adică am o medie practic stabilă. Și odată m-a certat cu profesoara și profesoara de emoție îmi pune un 2. Da, gata. Asta reprezintă ori o noutate, ori o figură de schimb. Practic, eu ca elev am rămas la același nivel de cunoștință, piața nu s-a schimbat. Dar o lucrare puternică într-o direcție sau în alta, e poate schimba media mea. Adică cineva care nu mă cunoaște și vine sute la media mea și vine, dar ce fel spui tu, el, bravo dacă el are o medie rea, da? Sau are o medie nu cum trebuie să fie. Da, am avut e ca o știre, o noutate, un factor care a influențat media mea. Fix așa și piața, este o noutate, factor fundamental. Conflictul ăsta, care el dezbate toată media dată și evident, dăm stocasticul, el merge în baza medii. El nu vede piața, el vede media aceasta aritmetică. Deci el nu este în cazul când sunt știri puternice, când sunt triunghiuri, când sunt figuri de schimb, stocasticul nu are nicio valoare. Nicio valoare. Adică nu încercați să răsăsați pe dânsul, de regulă asta duce mult la minus. Adică pe euro dolar e triunghi acum. Ce aici care tăzează pe euro dolar acum, în stocastic, acolo e problemă. Mai departe, în perioada de 1, noi trebuie să depistăm faza noastră. Faza noastră poate să sunt de două tipuri. Fie e fază crescătoare sau descrescătoare. Adică noi în perioada de 1, stabilim faza noastră. Faza se începe când stocasticul cu ambele linii străbate ca de obicei ca punct de intrare linia 20, dacă stabilim o fază crescătoare. Și noi înțelegem că de aici încolo, deja noi ne vom orienta la tranzacții de cumpărare. Evident că noi nu știm, va ajunge stocastic până în vârful dat sau se va opri la o jumătate drum și va face o întoarcere înapoi, pentru noi asta nu ne interesează. Dar noi în cap ne-am pus pe lângă trend, putem spune stocastic, D1 și crescător. Adică el de regulă poate să coincide cu trendul sau poate nu coincide cu trendul. Asta deja vom mai discuta pe parcurs. În cazul când el, de exemplu, mi-a dat mie crescător, eu ne-am stabilit punctul D1 crescător, eu, în care e avantajul că în perioada de D1 stocastic nu se schimbă atât de repede ca în perioada de H1. În cazul dacă eu pun în primul rând parametrii close-close, prețul de închidere, el va face o mișcare, dar ați văzut cum se mișcă stocastică, da? Adică el se apară la și op, se mișcă în se schimbă stânga dreapta. Evident că eu dacă pun presul close-close, stocastic se schimbă la fiecare când schimbă D1, când schimbă lunarea de D1, când se închide, se schide următoare. Adică el toată ziua, dacă s-a pornit așa, el practic toată ziua stă pe punctul dat. Spre seara, poate să, când se schide următoarea lunare, el poate să facă o întorsătură iarăși, sub forma dată sau invers, înapoi. De ce? Eu știu că toată ziua, practic, mă orientez la tranzacții acestea de cumpărare sau de vânzare, depinde ce faza am. În cazul dat, dacă eu am depistat că D1 este fază crescătoare, direct mă duc în perioada de H1. Direct peste H4 mă duc în H1. În perioada de H1, ca trader, eu trebuie să depistez doar punctul de intrare. Și iarăși, este un moment foarte important pentru traderi care folosesc o strategie oarecare. Și acum, traderii real, traderii care trebuie să adică mâna de vedere,
Eu nu aș fi permis să folosească strategia dată, din ciclo de ren. Trebuie să faci pasta masterclass-uri, vedeți o strategie, nu să acasă, s-o. Aici stai. Și începeți să folosesc strategia dată. Evident că ea nu vă aduce rezultate care îmi doriți, nici nu mă stifit, dumneavoastră vă grăbiți, faceți careva greșeli, vă spamează iluzia, gata, asta e strategie care îmi aduc mie rezultate și eu nu mai trebuie să știu nimic altceva și mă apuc numai de dânsa. Evident că ea trebuie un pic testată, în primul rând, pentru dumneavoastră, ca eu poate spun miciuni. Dar trebuie să vă testați dacă vă o săptămână, două pe demo, să vedeți ce rezultate vă aduce pentru dumneavoastră, dacă ei vi se potrivește dumneavoastră ca strategie, după care trebuie să o plecați spre ea. Cei care sunt pe demo, cum o să încerci pe demo acasă? Evident că, după ce vedeți în H1, noi deja știm direcția de 1, știm direcția, în H1 noi deschidem după clasic tranzacții de buy. Tranzacții de buy. Ajungem la aceeași idei care am învățat la etapa teorie, la etapa practică. Deschide tranzacții de bani. Îți spuneți care este diferența atunci când, de exemplu, când uităm în ele sau nu? Este momentul când noi înțelegem aici puterea de 1, cum și-a spus domnul Victor, ce legat de tot o fără de un fapt nou, ce legat de rachete și de acte, poate muniții, cum s-a folosit acest stocastic. El mi-arată mie viteza până pe termen lung, până când gata, nu mai are putere acest stocastic, sau nu mai are trebuie deja să fie explozie, să schimbă de tren, să schimbă de direcție. Adică eu, focusându-mă după D1, eu stau liniștit că dacă deschid un bani ca H1 și el poate duc într-o minus încă, da? Nu duc în profit direct, dar ce în minus, mă duc înapoi la D1 și văd când de devine faza crescătoare, eu stau liniștit pentru că eu știu că faza la mine e de creștere. Chiar dacă ca H1 eu pot schimba tranzacții și el îmi fluctuez în minus. Sunt cazuri, este și minusul ăsta acasă, că îți spun tot secretul. Viteza lui este minusul lui. Viteza sau... cât el e de rapid și acum ce că spun și nu trebuie să fie ceva interesant. Care este minusul la stocastic? El trebuie să fie stare și cu imunitetul la ce legat de emoții și să de toate complicate. După formarea unui impuls, el a rotat între și mai departe. Să începe corecția. Stocasticul, fiindcă el e instrument cât de cât față de MSD și ce mai învățăm noi, el este un pic mai rapid ca restul. Sau formula lor matematică e un pic mai rapidă. Și piața nu mai face și un mic așa două trilunări negri și stocași cu cop de intrare. Și trei de aici stai. Și deschid să-l vinci. După care piața poate să coboară un pic pe jos și continuă corecția mai departe. De regulă, ele sunt de la două la cele multe fost 4, 5, dar 5 ori rare ori se întâmplă, 5 confirmări de săl, 7 spunește impulsul. Și evident duce la sus, 3 duce în minus. Dar dacă el are încredere în fazele date, el o să vadă iară intrare. El iară schimbă să. Și poate iar să ducă în minus. Și până final, a să ducă în jos. Doar trebuie să aveți încredere. Dar de regulă trebuie să opresc aici. În gata, e ideea că te duci și duci și bani. Și mă închide sălul, le mai duci viața un pic cu 20 puncte în sus și când să ia jos. Și am știut. Da, să vă sunt jos. În final, asta se întâmplă din cauza că trader nu vede asta. Punctul de fază, el nu se schimbă repede. El se schimbă odată la 2-3 zile. Adică lui trebuie 2 sau 3 zile ca să facă schimbul complet. Eu azi explic acolo ce înseamnă schimbul complet și înseamnă aceste mișcări mici. Să vă mulțumesc. Da, eu pare și probabil teoretic, le-am spus la băieț că în moment, cum spus colegul meu, noi scriem să-l vici, noi scriem să-l vici, să-l vici. Numai că în punctul ăsta, spre exemplu, poți să ne crești în sus, cum trebuie să cunosc cu colegul, grijă și mă dată treabă. Deci, în spate. Noi, în faptul ăsta, ca de tranzacționat, noi toți suntem la tot. Tranzacționat, toți au trecut curs, toți și cunoaștem tehnici, tranzacționare, strategii. Care este cu ei? Cine ucrește pe noi ca să cunosc? Piața, în majoritatea, fazelor, prin multe tranzacționare emoții. Persoanele care sunt spunem așa, slab de emoțional. De asta, în primul și în primul rând, noi începem a tranzacționa și o suferăm la emoțiile noastre. Pentru cum și în doilea rând, când deschideți tranzacții, puneți tot post, puneți tot profit, închideți calculatorul, închideți sau aruncați sau dați sau cuiva, nu știu, vă ce doriți. Evident că asta e greu, fiindcă e ușor să dobiește asta după, cam asta așa, dacă să luăm din experiența mea așa, trader-ul ăsta care lucrează, cu mine, undeva maxim asta pot durez jumătate de ani. Maxim, cele mai slabe persoane, cum cele mai slabe emoționale. Nu slabe ca persoană, dar emoționale. Adică sunt motive, așa e firea, e motiv. Cel mai mult durează asta 6 luni de zile.
Asta cel mai lung ce poate să fie. După 6 luni de zile, deja imunitățul, o scălește traderul pe emoții, practic nu mai simte nimic. De exemplu, asta e o lună jumate, două la traderii care așa cât de cât ok, uneori și o lună de zile lui trebuie ca să depășească emoțiile de piață. În această lună de zile, asta e cea mai grea lună și cea mai... sunt traderi care merg bine, sunt traderi care din cauza emoții fac greșeli foarte mari. Asta e problemă, trebuie identificat la început. Și când traderul îți chide tranzacția dată, îți chide un sell, în momentul care, fiindcă el, traderul, face o analiză cu asta, ce mai grea luptă. Ce mai grea lupta noastră este să luptăm cu noi însuși. Și când traderul îți chide o tranzacție, unde este stop loss, unde take profit, el a făcut o analiză bună. El a făcut o analiză foarte bună, numai că automat și piața merge să meargă împotriva lui, el se gândește, dar mă tind că am făcut ceva rău. Mă tind, iată să mă uit eu la, să zic, și de la Double Keys. Mă uit acolo la Double Keys. Mă tinc și eu. Dacă asta și-a mereu scenariu. Când la Double Keys sau la analiza care a venit pe Facebook sau pe Fiverr, e invers la dumneavoastră. Am zis, gata. Eu am știut că am greșit. Și în final a fost să meargă analiza dumneavoastră mai bine ca noastră. Dar trebuie din cauza că el o gata, el o cedat. El e minus în final. Dacă coincide analiza cu analiza lui, apoi el nu poate să mă liniștească, ei, am șansă ducă. Dacă spus Double Key, domnul Eugen, domnul Cristian, a zis că ați ducă în sâl, sau că ați ducă în sâl. Și așteaptă în colea. E ca, dar cel mai bine, de asta să vă deconectați total. E greu asta să faci, că noi nu suntem roboți, nu ieșim un buton, știți, pop și este de la emoții. E greu să depășești asta, dar trebuie să luptăm cu asta. Nu poți să lupte managerul meu să vă iei calotorul de față sau să vă dai peste mâini. Pentru că în mare parte când ești la oficiu, de multe ori te-a spuneți asta. Știam că vine așa și pe tine. Dacă mă duc acasă, fac de nebunii. Deci, fiindcă, da, este momentul dat. Cel mai bine în asta a schis tranzacția, să vă sac calotorul în pace. Deci, ce vă spun la toți, la teorie și la practică și pe urmă vă spun. Găsiți-vă activități. Angajați-vă undeva. Eu am venit la Double Kiss, m-am angajat. Zic, mă duc să mă angajez că gata, ori vezi de mine sub piața, dar nu știm ce să fac. Fiți-vă și spune asta, angajați-vă undeva, găsiți-vă activitate, că vine vara, duceți-vă undeva, nu mă stup, uite asta pe piață. Fiindcă automat când trebuie să la piață, el începe singur să doiască pe Deus. Și apoi el, uneori, vreți să ne convingă pe noi că ați duc piața în sâlt sau în bani. Sau uneori vine trader și vine la oficiu, numai să zic, eu cred că ați duc în bani. Și zic, eu tot. Gata, el e fericit. Iar astăzi e o persoană de spus, în care situație, domn Victor, picul pot m-a relaxat pe el, pe persoana de clasa 12-a, și mă pot relaxa pe vățitor. Nu știu și mă terzit și ca să nu învățați. Și acolo, nu cu piața asta, îți schimb tranzacția și o mai mâncheș și o mai gândul la piață. Ați schimb tot. Și am principal, colegi. Deja, toate tranzacțiile, aproximativ 90% sunt toate deschis corect. Din simplu motiv că te pierd partea să faci doi pași înainte, unul înapoi. Și nu ți se plași înapoi ca. Ce să fac? Nu știu. Ai scris tranzacția, aveți bacalaureat. Pregătiți de bacalaureat. Dar noi vă credem că asta e greu de făcut, deci ei trebuie să puteți spune asta. De acord, că cea mai greu lucru este cum să nu ai emoții. Cum spus colegul meu, asta spune activități. Ați înschis. Și dacă nu vreți să aveți, veniți aici la noi, înschiți. Tranzacții, pe lungi, pe patoși, telefon, ce la fel. Deci, rezultat și-a venit până spiașa. Dar pentru asta, dumneavoastră, să aveți prietenii strategiei care folosiți. Dacă nu aveți nici punctul ăsta, poate e dublu problemă. Adică dacă dumneavoastră nu credeți ce și faceți și o strategie care aveți, atunci dumneavoastră vă doiți foarte mult și că ei nu, eu nu. Deci, ei, pentru dumneavoastră aveți deja două metode. Dumneavoastră, pe multe scrieți în trend. Dacă vă vine greu cu trendul, te scrieți credeți în fază. Dacă faza, de exemplu, e crescătoare, dar piața duce acum în sales, în pentru corecții și asta nu s-a schimbat, atunci merge după dâns. Nu, el nu se schimbă așa de ușor. A să meargă o dată. Schimbi o sală. Merge o dată, schimbi o sală. Fost cazuri diferite, eram minusuri mari, zic, da, pornești, pornești. Hop, vine sau joie, sau hop, spune că asta, altfel, vine la lucrul meu, cu dispoziție. Adică, peste loc este punctul dat. Noi toți vrem să intrăm perfect aici. Să se schidem tranzacție, cazul petrolul. Cine nu schidem tranzacție petrolul? Dreader. Îți schidem tranzacție fix din vârf, nu-ți schidem săl, și așa, 400 de puncte, și-o țin jos. Nu, rare ori se pierd peste regulă, uneori e mai greu. Îți schidem săl și trebuie să aștepți un pic, dar evident să ai încredere în strategia care o folosești. Nu neapărat asta, deci vă spun încă o dată, acasă, o testați în epidemă, după care o aplicați în practică. Plus aici, vezi un avantaj foarte mare, traderii care folosește, cine folosește, dar folosește într-adevăr cu tot sensul cuvântului, metoda adăugării. Da? Mă bucur. Eu am folosit-o. Ați folosit-o. Mă refer pe perioada mai lungă de timp.
De ce coiterea? Pentru că anume cu stocastul, principiul ăsta și avantajul cel mai mare, ne permite ca noi să fie pe perioadă lungă pe piață, să deschidem tranzacții și să folosim metoda adăugării. De ce? Pentru că în această fază, din D1, NH1 va reprezenta undeva, nu sunt faze mai diferite, va reprezenta de la 7, 6, 95 până la vreo 12 intrări în perioada de H1. Traderul, până nu vede intersecția acestor puncte, evident că acum mai sunt careva nuanțe, dar până nu vede aceste intersecții acestor două puncte, punctul dat trebuie să intersecteze, să lovească, să resping una de la altă, aici este punctul de ieșire sau finisare a fazei acestei crescătoare. În punctul ăsta, traderul deja trebuie să se oprească din bani. Dacă traderul ține din punctul ăsta până în punctul de sus tranzacție și folosește metoda adăugării, noi deja am făcut foarte multe experimente. În cel mai rău caz, el e undeva vreo 300 de puncte. Anume, dintr-o fază, din punctul ăsta până în punctul dat. Folosim metoda adăugării chiar indiferent cu volumul, nu contează volumul, 300 de puncte, 300 de puncte. În cel mai bun caz, el ajunge 700, 800, 900 și uneori depășește de 1000, depinde cât e de volatilă piața. Dar eu vorbesc de perechele de bază, cele 7 care noi am studiat. Cel mai bine merge ciclul peste 7. Este deja testate de noi în lung și în lat. Sunt cross-cursuri în ciclul revenit un pic mai dificil, mai greu. Sunt cross-cursuri în stocastic, ciclul nu plează deloc. Știți asta? Întâi testați pe instrumentul care a folosit, după care a folosit. Dar pe aceste 7 cotații de bază lucrează pe perechi, pe afară de figuri de certitudine și de schimb. După care, evident că noi așteptăm ieșirea de zona dată și iarăși aici deja se schimbă faza. Adică noi din punctul dat ne orientăm mai departe la tranzacții de vânzare. Fix după același punct. Care este avantajul? Fiindcă stochastic în D1, el are și rol de ieșire de piață tot în D1. Adică în perioada de D1 el arată când ajunge, gata, se finisează. Fie impulsul, ca să înțelegi de astră, stochastic în D1 arată în felul următor. Poate prea multe informații, dar oricum. Este trend. Deci e atât folosit cu trendul. Stochasticul din D1, el arată anume faza asta crescătoare, dacă s-o luăm, e să vede undeva e ca așa. Faza asta descrescătoare, el corecție de D1 tot poate să arăte ca o fază completă. Și unii puteți transaționa pe corecția din D1. El aș arăt faza, de exemplu, e ca așa. Dacă ați fi corecția mai micuță, îți vorbim deja mai micuță, și să vorbim despre punctul de acesta. Adică el, practic, vă arată toată viața sau tot puterea impulsului care este sau corecția care ați fi. Și noastră aveți un trend care știți că este trend crescător sau descrescător și aveți o fază care știți că puteți să mergeți pe durata acestei fază și nu sunt vă complicați foarte mult. Asta este o strategie ușoară, tot este ușoară, nu este complicată, este mai mult pentru trend începători. Deci pentru trend începători, practic, e dat mor în gură, practic, traderii și pentru trend care au puțin timp, care au puțin timp să iei fața călătorului. Practic, asta se poate făcut și de pe telefon, iarăși, nu traderul care devine început la 36-2 săptămâni de viață, și noi folosesc acolo vreo 3 combinații și vreo 3 strategii, una pe alta și stocastic, și nu merge asta. Trebuie să folosesc doar simplu acest instrument. Da, se mai poate adăugat careva instrumente, cum ar fi Fibonacci și nivele, dar instrumentul dat, ați văzut faza, ați văzut trendul, puteți vă notați într-un cait la pereche, da, de exemplu, $1, și simplu, cum știți faci dumneavoastră, în H1 ați văzut că eu îți trebuie tu 20, bai. Nu închideți, de exemplu, dacă ați atuit H1, dacă eu îți schimb aici, în punctul ăsta închid tranzacția mea sau după nivel. O lăs cât toată viața acestui acestui fază, acestui ciclu care îl prezentă. Deci, un problemă este la traderi începători. Pe lume, impulsul ăsta a fost durat pe săptămână și tot. Da. Dar acum aș face de mai, cine în traderi îți văd tranzacția în unul de zi, două? În D1 sau... Nu, asta e D1. Asta e D1. D1. Deci a fost durat și în două săptămâni. Nu. În momentul în care, de asta, nu vreau să funcționați în D1. Punctul de ieșire din asta e D1. Punctul de intrare e doar H1. Intrare și H1. Adică, dați-vă acest extrem. Da, dați-vă și problema că dacă puteți în D1 să arată, de exemplu, că suntem în trend
ascendent, când te uiți în H4 îți arată că ești în trend descendent, când te uiți în H1 tot așa ești într-un creșter. Da, e un trend, asta nu e, asta nu, nu e și o problemă mare. Asta e un avantaj care este, dar că piața dă să miște trendul într-un trend. Trendul ăsta mare din D1 se vede crescător, pentru trendul poate să fie des crescător în H4 și... Păi noi de păcat ne rindem, dacă avem într-o parte cum se pune... Depinde și depinde și de trader să desnească. Dacă de trader care vreți să dați să fie închisă 2-3 zile, evident din asta vă orientați, adăsenați trendul tată din D1, așa cum, trendul cel mare din D1, dar vă orientați după H1. În mod de roșu, mă numim pe zi și am știut să nu, nu, asta deja e... Asta și problema traderului, el... Toate arată M30, M15, M1 le arată de ascendent. Dar asta și pe de asta. Acolo, nu, asta e tot așa, facem. Cred că am o intrare pe VM, să nu știu, ori sunt cel mai puternic trader de pe club. Intram pe apanajem până în M1, scăsesc funcția de intrare. Eu sunt pe tranzacție, fac de mai jos, nu că mă apropie. Și asta e mult încurcă, nu se face așa. Este din asta să vă orientați H1, H4 de 1. De exemplu, D1 pentru traderii care începători, D1 te scrie doar ca un coridor mare. Știți cum eu să înțeleg că de aici până aici eu pot scrie tranzacții. Adică D1. D1, da? Adică pe loca, D1 așa. Și este D1, care el, în D1 eu văd de curs, corecție, curs, corecție. În perioada de H4 până se dau. Eu acest impuls, corecție, voi vedea ca trend, mai mare sau mai micut. În H4, de exemplu, sau în H1, nu contează. Eu, evident, când dau în perioade mai scurte, linii date sunt niște unde văd uneori. Dar eu atât le am neapărat, pentru că sunt cazuri că noi bai, eu le-am fost răbat, eu iară bai, și când colo, ea se întoarce înapoi. Și evident că tot timpul, ca să cunoașteți astfel traderii, trec și poziții individuale, când mai avansate, la schimbul sau la, din impuls în corecție de 1 și uneori și în H4, în H1 se formează figură. El nu schimbă trendul, el schimbă impulsul din D1 să începe corecție. Și în H4 sau în H1 se formează o figură micuță. E clar ce am spus sau nu? În D1 este impuls, da? Este rău și este impuls. În H4, aici este figură. Și aici tot este figură. Pe cauza dumneavoastră, vă, deci, luați așa, în 5, în 15, în 30, noastră nu observați cum este. De asta vă trebuie să vă axați cu mostru școlii. H1, H4, D1. Noastră nu faceți spate. Știți că eu îmi aduc traderii că sunt, știți cum, sunt mame, care, că eu avem un an, care e tare țin la mine, dar ei citești foarte mult, sunt la foarte multe misiuni de sănătate. Și pentru dânsa orice semnal că poate să vă acolo ceva cu simptome globale, e panică totală, e strașnic, e ce scaude, n-aș de asta, n-aș de asta, vezi asta, n-aș spune asta, că asta, Doamne, ferește ce se întâmplă. E ca asta e trendul cealaltă care el stemi de care va greșe, stemi de care va zice care e problema, fiindcă este frica asta de a te bolnăvi. Poate a avut în istoria ei, în familie, situații care s-au bolnăvit foarte tare și foarte greu de băștoare care poate. Și acum, ca să nu riști, nu se repete istoria, e când s-a sunt careva simptome, rău de interfie de ceva. Dar deja asta e la nivel de panică, deja acolo sunt prea multe. Dar uneori sunt, eu strâng, că sunt pe un ceas și să fie tot bine. Acolo se începe foarte multe probleme. Dar sunt mame care mi-au retras acolo, da, ai că spune asta, sau fă, desfac un masaj cu ceva care streacă și a să fie tot bine. Noi, în final, am de ajută, doar că în momentul care, că traderul care prea mult vrea sau vrea perfect să fie sau să de care va ieși, el începe să caute, să metează hibridul. Să intre în perioade mai scurte. Perioade scurte sunt pentru scacă, nu sunt pentru traderii care formăm noi, care vite să le zic H1, H4, D1. Evident că traderul trebuie să aibă simplu, trebuie să aibă o direcție. Direcția dată dacă nu sunt traderi care H1 le vine greu, ales traderul începător, H1 nu prea văd direcția. Deci eu orientați-mă în H4, dacă nu e H1. Dar în perioada de daily e important, pentru că în perioada de daily mișcările sau schimbul trendului nu este. Adică nu se schimbă așa de ușor trendul de 1. Și ca să înțelegi din asta, perioada de 1 asta este un coridor care el durează undeva de la jumătate de an până la un an de zi. Ca să știți că un an de zi nu mă mută direcția asta. Evident că noi nu putem să fie tranzacția de daily, pentru că asta ar fi ca un trader care transmitează odată în lună sau odată în două luni de zile. Adică punct de intrare în impuls e odată la o perioadă lungă de timp.
Evident că noi vrem să deschidem în impulsul dat, să luăm pe o bucățică, dar nu putem să deschidem cu ochii ghiși, să deschidem baie, deci, îndăuntru. Evident că intrăm în esență, te duci în H4, H1 și începem să desenăm un alt rând, mai micuț aici. Perioad, linia dată, noi avem nevoie ca să înțelegem finisarea impulsului nostru. Evident că ești de regulă, uneori, dacă vă uitați între ele, și după care duci în perioadă mai scurtă, să vedeți că ești uneori poți să formezi un trend lateral, poți să formezi careva figuri, mai lungi, așa, tu schimbi. Și aici tot așa e situația. Noi trebuie să folosim, dar nu trebuie să intrăm deja în perioade mai scurte, dar deja ne ducem prea atent, prea tare ne încurcăm și final trader-ul știți cum se intră în panică și nu înțelegi ce să facă și începe a plânge sau intră în isterie. Și așa, în momentul cu stocastic. Stocastic e un instrument care el ne arată nouă foarte mult de vestul cristian. Eu mă dăm de 1, arată 1, mă dăm că dați aici, sunt și perioade. De 1. De 1, dați H4. H4 6 rând. Arată altceva precis, arată invers. Dar dacă dai H1, da? Arată așa. Eu ce să fac în spația asta? Cam o întrebare mea, unde mă duc eu? Ce să fac? Eu m-am încurcat, știți? Ne aduc aminte când mergi la volan, cea mai începător și mergi pentru 3-4 șoferi care au experiență. Și urtii care mi-e deștept și care mi-e crește Chișinău. Și gen, până la dreapta, până la stângă, mergi înainte, zici că mergi pe acolo, ieși pe acolo. Dați înapoi de unde, rog. De ce nu mai trebuie să exclude perioade lungi, sunt mult mai stabile? De ce noi când ne orientăm pe perioade lungi, sunt mult mai concrete și mult mai fixe, ne arată nouă direcția piesă. În perioada asta, noi vedem aici că avem o fază descrescătoare. Adică noi, în cazul dat, din la străbaterea punctului acesta, în jos, uităm la o fază descrescătoare. Evident că aici, eu simplu vreau să vă complic, faza s-a început de mult mai devreme, ea s-a început de-abia mai din punctul dat, e că nici nu era în fază descrescătoare, o străbătut 80, 80, doar 10. O străbătut 80. Eu am văzut o dată înapoi, eu vă explic, ați explic dacă am timp ce se face în spația când intră înapoi, și tot sunt momente, dar s-a început faza, s-a pornit în jos. În cazul dat, dacă iei de suport de jos, vrei vreo frumos o linie, de anume din punctul ăsta, vreau pus linia. Dar sunt nici multe rădică așa una. Mai... Nu, mai, mai, așa. De asta baterea lui 80. Acolo? Dar sunt rădică așa una. E că nici. Vedeți dacă nu vreau. Deci el deci mi-arată mie faza descrescătoare. Primul punct de intrare, eu aș nu mă uit doar la punctul dat. Mi-l arată aici, vă rog, puneți o linie. Deci, e că de aici, până pe aici. Dacă este aici, puneți, dacă nu, puneți mai aici. Dacă o trebuie tot 10 aici, puneți și aici. Deci, mi-a arată mie său. Eu să duc un pic la jos. Aici nu e intrare de seama. O trebuie tot 10. Dregul poate fi încă o intrare pe ce tot mi-era, o să sunt cald. După care, el mi-era de intrare mie aici. Și astăzi. Și astăzi. Dați înapoi în de 1. Noi vedem că el continuă mai departe său, atunci noi ca trader mai departe ne orientăm la tranzacții de vânzare. În H1. Adică până se schimbă el. Ce înseamnă schimb? Prima sunt două tipuri de schimb. Este cazul când el coboară jos, aceste două linii. Prima oprire noastră sau punctul de ieșire pe piață este atunci când linii date, indiferent, de exemplu cei 20, da? Și 0. Dacă el ajunge deja când intră în 20, noi da, adevăr îmi dă un ieșit. Dar sunt cazuri când el înainte să ajungă în 20, face o linie felul următor și face o oprire. E ca așa. Primul punct acesta este.
de asecarea leilor. Îndeauna el nu se mișcă pe cască și drept de testat mă la fel. Și asta el produce, de exemplu, o zi trebuie ca numai să intercepeze. Da. Sunt, putem? Nu am înțeles. Pe cască, dar e format din două din imobilie. Da, am înțeles acum nicio linie. Adică nu e ideal. În cazul că străbate, aici sunt două scenarii. Primul scenariu este că ești simplu s-a format posibil ca și cum s-a format o mică incertitudine sau o șurăvăutate și după care el continuă mai departe în jos. Adică nu străbate și continuă mai departe. Și o mică pauză, dar sunt cazuri când el poate să străbate, deja să schimbă tendința. Evident că aici depinde foarte mult de trend, dar și depinde de situația dată. În situația când se desectează, primul meu pas de dorit în cazul ăsta de închis tranzacțiile active care sunt pe profit sau minus. Când el se desectează. Este ca într-adevăr cum a spus domnul Victor, este culoare galbă la semafor. El spune, te pregătești de timp, ca să fie mușoșo sau să fie verde. Mai departe, cum a străbat, noi nu știm. Sunt traderi care deja care au mai multă experiență și au folosit mai mult timp pe care, de regulă noi uneori așteptăm sunteți de mișere și apă în tranzacțiile, dar de regulă uneori asta e mult înseamnă schimb, undeva 60% se schimb corbițele stocastice. Și în cazul ăsta deja noi ne orientăm mai departe aici, mai avem mai mult timp, nu știu, să facem o să trecem mai să înțeleg. În momentul care, asta este o fază completă, e ca cădirea asta, da? Cădiți până aici. Este un ciclu complet. A doilea ciclu începe, și e că e chiar e ca e situația de aici. Măriți vă rog, cum o să dați apoi. Am răspuns tot. Dați apoi. Opa, stop, stop. Ia cu mine. Aici a fost un ciclu complet. E ca până aici. După care se pornește următorul ciclu și o pauză. Asta... Se pornește ciclul crescător. Știi ce să începe? Străbate 20, nu știu, 20, dar pare mi se zice. Ok, deci e mult la bani. Fii gris sau duci mult la bani. Și că eu văd situația asta. El, în primul rând, trebuie să se intersectează. Este un moment foarte important, trebuie să cunoaștem că vrem noi să nu vrem, stocasticul, dacă s-o pornim de aici, el să ajungă aici sus. Adică punctul lui de oprire să fie odată la cei. Și în cazul dat, aici noi avem un ciclu crescător, că noi nu știm perioada lui de activitate, dar nu știm până să ajungă aici, dar vedem situația asta. Nouă și el poate continui mai departe ciclu sau poate formeze un microciclu. În cazul ăsta trebuie să mai multe metode folosi, ori îi folosesc la actele, perioada asta scurtă, se orientează la sel, anume că perioada dată, după care iarăși la bani. Prioritatea are tot ciclu, nu microciclu, dar în interior unui ciclu poate fi unii oricați fi 2-3 microcicluri, este mici stopuri, care în perioada dată trader-ul ori se orientează câteva tranzacții scurte, ori intră în lacăt, adică buy-urile care le avea aici intră în lacăt, deschide câteva sell-uri, când se listează ciclu, după care când se listează ciclu, el închide sell-urile și merge mai departe pe bani. Sunt multe mai metode. Cea mai ușoară este să închideți buy-urile, aici să închideți sell-urile, dar sell-urile știți că sunt foarte periculoase. Cum sunt foarte periculoase? Adică sunt pe perioadă scurtă, tranzacția este pe perioadă scurtă, după care mai departe pe bani. Dar vrem noi să nu vrem, oricum ajunge piața aici. Oricum ajunge la punctul ăsta. E clar așa la nivel teoretic cum merge asta. Neastră casă trebuie să testați asta, să încercați să picotați de bază. Euro, dolar, GDP-ul să vedeți cum o piață de sentiment, după care trebuie să puneți saltele pe punct central. Pentru că el are careva și nuanță care doar să înțelegeți corect. Până la momentul actual, este clar că stocasticul, ciclul, lista de limă de 1, obligatoriu, ciclul este format dintr-un ciclu complet sau din mai multe microcicluri, și dintre microcicluri date, ori închidem tranzacții, ori mergem pe la rețel și vrem la fel. Și nu uităm de trend. Trendul tot are prioritate, trendul tot să fie în bază la ciclul dat, pentru că anume ciclul reprezintă impuls sau corect.
Asta poate să fie o corecție sau un impuls sau un trend, sau o idee lateral. E clar, aici cum vom putea. Vă zice, vă reți astăzi? Ce ține, da, cum a spus colegul meu, deci în cazul ăsta, dacă îți faci vacință, nu, în cazul ăsta, cum ce spune, da, cum tu da, am deschis bani. Știți? Evident, că colegul a spus și metoda lactor. Ce se dine? Este ca nu se închide stranzațiile de bani. În cazul ăsta, se închide stranzațiile de bani. De ce? Poate că așa în momentul de lactă, pur și simplu, toată atenția dumneavoastră, dacă lactor, și toate momentele bune, ideale, aș putea spune, nu repetiți. Eu înțeleg că e la și la oameni, știți cum știu, să folosești cea mai des metoda actor. În moment. Nu știi ce să faci, ai pus metoda actor și gândirea rece, iar gândești cum se iei din ea, sau cum să tot și minus. Cea mai corect de a producționa să te pun stoposă. Te las stoposă, dar gândești. Știi că mai departe este acces pe celelalte tranzacții ca să le reîntorci stop-loss-ul. Dar în cazul cum vreau să folosesc lactul, vă garantez 100%, 1000%, tot atenția dumneavoastră să le iei la acasă. Toată atenția. Eu cum sunt lucruri de diferență, eu am mai departe de am încercat, deja a început să îmi zbaie acela. Așa, ce așa. Evident că asta durează și timp. Evident și este nevoie și, cum îi spun, cât se întinde răzără din coapă, ca să le permit. Eu, la momentul în față, când a început războiul, acolo a fost când ce iau de USD. Au făcut o vorbă în jos, acum am mers corecția și împreună toți, mi-am scris transacția 13 euro și pe AUD am scris. Eu am plecat nici parte în jos. AUD sunt o dată plecat în bani. De ce? Poate să spun ceva. De ce euro GDP a plecat mai departe în seamă de plăcierea? AUD și NZB complicat în sus, în mare. De ce? Ei pe alt continent. Da. Ei n-au niște tangență pe Europa. Din cauza asta, au plecat în sus și eu, în 100.000, s-a dus 250 de puncte. Eram în punctul de a pune lac. Și eram în punctul și să-l închid chiar. Zic că l-a închid cât. Dar, cum este vorba, cu răzbarea trece mare, a toată la victisit cu vorba. În cazul ăsta, eu spun lactul, eu pur și simplu era să mă acces pe dâns și ori era să pierd momentul când se întoarce înapoi să închid lactul, în baie. Ori era să fie alt și era să pierd alt moment. Așa ce a făcut? Ai lăsat, pe șeală. Eu am făcut un colț acolo, stai pe colț, tine-a spăcare și plăcut urmă. Ceva e să faci pe urmă. Și deja mă maxim, s-a așa, gata mă, gata. Evident, noi, ca trei începători, începem cu cotațiile, cu pericle valutare. GBP, a fost convergență, iată, s-o luat pe tine. Eu tot așa știu alții. S-o luat să zic că cum o să vede. O mai ales în 50 minute și a fost trece. Pentru că nu există 50, nu sunt 50, vă țin. Și asta vă ținăm din noutate. Asta să-i meargă cu copită. De asta mi-am recomandă timpul. E corect, că te țin la cumva cea mai bine cum pierd. Nu e ca o și Moldovan, nu trebuie să pierd nimic, nu trebuie să întoarce înapoi. Dar mai bine, s-a luat un stop-loss, fiind zbarasat de dânsul, fiind nervat, ca să te trebuie să se nervează, trebuie după aia trece. Deci parte și între... Momentul care încă foarte mulți traderi, stop-loss-ul folosesc, știți că gata, e doar ferește. În minus acolo e de 10 ori mari de când despre stop-loss-ul, când depui să-ți minus 50%, este bunat. Lactul el se folosește numai într-o cază, dacă sunt după regulă, atunci când trade-ul schimbă tranzacții și s-a schimbat trade-ul. El m-a observat figură. Pentru că am schis tranzacții de baie și pe mine s-a format figură cap cover, din neexperiență sau din emoție, n-am văzut capul ăsta cover, s-a schimbat trade-ul trebătorii neagritului, nu vreau să accept minus și într-o lactul. Și din lactul ți iese metode corecte. Dar fiindcă iar se vorbește asta la masterclass, la lecții, fiindcă traderii uneori nu vor să ne stați în cunoștință și se limitează la ceea ce au învățat la un curs de 15 lecții. Ei, este dacă ce greu îți schimbi un sell sau un buy împotriva tranzacției care o vezi în asta, nu e greu. Dar metodele și sunt mai multe și sunt trebuie să folosesc corect. Uneori, ieșirea de lacăt este foarte importantă și ieșirea de lacăt e așa de ușoară, pur și simplu nu trebuie regulile ieșirea de lacăt cum o fac traderii. Ajunge tranzacția în profit, vede lacăt să-mi dau și înapoi, o închis-o,
și așteptăm poate să ajungi înapoi, pe doamne, nu reușești pe voi. Dar nu e așa, trebuie să mergem de tot mai corect, dar asta nu e tema de astăzi. Cu ce vreau să mă spus, ce sperți acolo, că am desenat, chiar am desenat iar chiar cu punct ca să vadă trei din intrare. Acesta este un ciclu complex, acesta care este săgeată roșu, indicat în jos. Dacă să luăm urmă după acest ciclu complex, el ne arată două, nu ne-a numărat câte, arată una, arată, da, spune chiar prin să vedem, arată o intrare, arată a doua intrare, arată a treia. Eu n-am spus câte puncte au făcut, asta nu e important acum, el ne arată mie între ele. Un ciclu total, de la început, eu am pus întâi la străbaterea la 20 până la străbaterea înapoi invers. Doar săl, da, eu mă doar să știu ca ultima intrare. În final, ciclul se mesează aici, adică practic toate tranzacțiile se închisă în profit, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aici linia dată care este asta, este linia care ne arată mic deja, eu mai departe trebuie să mă orientez la tranzacții de cumpărare. Aici am fixat profit, cel mai mare profit care s-a fixat este acesta, dacă eu schid săl, deci iarăși problema autocatică. Schid săl, eu îl duc în minus. Duc în minus 38 de puncte, după care duc în profit dacă îl mențin pe urmă 140. Dacă îl mențin, depinde cât îl mențin. Dar de regulă, dați observați că iarăși, săl de aici, eu îl duc în 3 minus. Săl de aici, eu îl duc în 3 minus. Săl de practic duc în profit, iarăși. Săl de aici, eu îl duc în 3 minus 37 de puncte, după care duc în profit. Este minusul la stocatică. Noi el poate rezolva, asta nu e problemă. A doilea punct e virajul tranzacției de cumpărare, că de linie dat, eu deja mă rând la bani. Deci apare ceva cu un punct cu dat și un punct cu dat, în 100 joc? Da, este momentul deja la nivel de, iarăși, tranzacționarea iubește, nu iubește noroc. Eu sunt vreodin că puștea nu sunt norocos, eu și când mă duc la pescuit, nu pot prin pierzi. Dar ce are tranzacționarea cu asta, cu norocul? Eu tranzacționare, sunt chiar și cei care merg după analiză și prognoză și statistică. Nu merge altceva, norocul, hai, doamne, și eu vă rugam că Erdogan să schimbi ceva la primera de pușat, cum a schimbat la mine, știe atât de notesc despre Erdogan și ce face el. Adică asta nu lucrează. Asta lucrează la noi în cap, știți cum, noi suntem gata atunci orice ca să meargă spre mine noi. Suntem gata să credem orice, că dacă spune unul, că dacă faci să-și mătăi, chiar viața am cum zici tu, apoi el e gata să facă asta sau altceva. Adică omul are greșeli mai diferite. Acum mai departe. Evident, prima tranzacție de baie nu se primește tot timpul ce trebuie. Adică baie e că nici de rată, dar eu n-am să pun, de până ori nu se primește să schimb baie de aici. N-am reușit, pur și simplu. Ce ca baie ne arată nou o intrare de aici, e ca prima intrare o arată din punctul ăsta, și a doua intrare o arată nouă din punctul dat. Care? El, punctul ăsta, eu să schimb oare la acest această linie, ca de asta înțelegeți că asta este linia tendenie pusă de mine, să fac mai mare și de o actuare la bani. Linia asta se începe un microciclu crescător. Ciclul crescător, dar este microciclu, microciclu dat. Și eu schid un bani care el duce profit la mine 34 de puncte când la depistarea microciclului și a doilea bani se duce profit la mine de aici sau din a doua lunare, puțin, 20 de puncte. Noi, în final, dice mi se dă semnal că gata, așa să fie o cădere, să fie un microciclu. Eu aici pot, ori să fie tranzacția asta în profil, ori eu de la punctul dat, că de aici, după lunarea asta mare, tot un casă în profil. Tranzacția să-ți fie săl. Un săl de aici, a doilea săl. Adică două săluri mi-arată și microciclu dat. Fie eu dau face. De ce e bun să folosim pentru dolari? Pentru statistica arată că ciclul, că de ciclu crescător tot întreg, e în final tranzacțiile mele care sunt descrise, că eu să pun niște linii de drept, e ca unul de aici, presupunem, și a doilea din punctul ăsta. Da? Deci, e în final, pe perioada, să ajungă la profitul meu, la DS. Da? Și adică eu pot să merg sărutat pe un lacăt pozitiv sau negativ, s-o finisat ciclu, ciclul descrescător este tot de linie de finisarea ciclului, am deschis de aici un săl și a doilea săl, după care s-a schimbat ciclu, încă un secret care este schimbarea ciclului neapărat să fie o figură. Știți asta. Adică aici s-a spus, până acum doar secrete, că am zis că nu vă spune secrete. Aici a fost numărul dublu, schimbarea ciclului tot timpul este înaintea de o figură de schimb. Tot timpul și microciclu tot, și tot este format ori de triunghi, ori de aici a fost un triunghi, aici a fost un cap cu umeri, cine a vede. Mergem.
Păi la euro am plăcut atât și trebuie unde s-a întâlnit ce spune. E clar cu microcicluri și cicluri. Lista venit, da, la momentul actual, da, pe euro e triunghi. În perioada mea nu bun este cine. Astea au de 100 de stații. Eu nu da, e mai un universal. Ce ține de euro e zero, trebuie să ne poate faptul că este asta credință fundamentală. Da, da. Și pe GBP, pentru că este primul. E micuț, dar este. Noi trebuie să ținem cont de faptul că înainte de tot timpul, înainte de o analiză de un notar foarte timp, se formează încercări. Cum am spus, eu vreau să fac notate de astăzi și de așteptat de vreun minut de toamnă, așa se vreme mare de eurodolar. Eu cred că toți au văzut și toți ați profitit. Da, ce își ține că notate de astăzi care este la concurs, notate de astăzi de așteptat din septembrie. Nu este așteptat numai de noi, dar e așteptat de investitori foarte mari. Da, e bine. Aici sunt două metode. Prima deja e ca ajutătării care am vorbit, ambasada și ordine amânate. Prima plasare a ordinii amânate după triunghi, e ca de aici în sus și de aici în jos. De fapt, traderii unii mei au fost chiar de aici jos, pentru că așteaptă, îmi dau seama că ei ați coincit și străbat în triunghi cu noutate de asta. Și n-am riscat, am pus de aici în jos. Acum, la noutate, este altă metodă de tranzacționare. Evident că ta ordinii amânate de asta pune pe jos, de triunghi. Contează unul aici și unul aici. Dar există care la cumpărare, de ce e în alt? Nu, eu n-am pus așa la mâna fără de ce la ultima masă. Sunt două metode. Prima metodă este după triunghi. Adică de la punctul dat, undeva acest punct în sus, este prețul 1.137, eu te spun undeva să-l stop în eu, la prețul 1.137. Și a doua aici. La noutate care este peste câteva minute, noi deja comanda dată o vom pune nu după triunghi, dar cei ce eu recomand să ne orientăm undeva toți după triunghi dat, dar deja eu a să mă orientez după piață. De regulă, analiza fundamentală e simplă, adică eu, noi învățăm asta și la etapă teoretică, nu știu, colegii, dar în 15 sunt comenzi de date care spus din timp aici și se apropie la un punctaj de 15 puncte sau după punctele maxi. Îți văd careva zone mai puternice și ca se apropie felul următor, adică după careva puncte, zone, cu o minută înainte de noutatea pe care se cu o minută de noutate. Cum este de spun din timp, cum le-am pus eu aici, dar cu o minută nu mai se apropie de prețul actual. Nu mă înțeles, fiindcă, de exemplu, dacă eu le pun de acum, ele poate să le activeze, dacă le pune ca de la 1921, ele poate să activeze, dar eu le pun pe ca o rezervă, pe unul pun aici și unul pun aici. Nu are importanță punctajul diferență, la 50 de puncte la prețul actual. De aceea s-a pus la distanță. Noi le-am pregătit din timp cu oamenii. Și cu o minută înainte sau cu două minute înainte de a montate, să nu iei mai multe. Că eu și-am dic, simplu, la aproape foarte vechi aici. Și pe a doua... Cu două minute înainte de notate, de mai clar, cum e să duc piața? Nu e clar, dar eu mă pregătesc că două minute să fie să notez. Și piața bruscă ducă ori într-o direcție în sus, ori într-o direcție în jos. Dacă spun cu 520 puncte, nu e posibil să le activez pe minută. Pentru asta noi facem asta în ultima minută, adică la ora 7.59. Dacă eu fac asta cu 10 minute înainte de noutate, pe atât 10 minute poate lucruri 500 puncte, sus sau jos. Dacă fac asta la ora 19.59, evident câte minute este noutatea, într-un minut ce să fac. Nu facem practic nimic, adică e minută și e reușit noutatea și e brusc, spunești ori în sus, ori în jos. Hai să zicem să duce tranzacția în săl, da? Dar nu cunoaștem în săl. Nu, să zicem că ne orientăm la acesta de jos. Cum în cazul tranzacției săl, cum o să notați? De ce eu să mă tem, uite, într-o oră să-l țin? Nu, unii călțează ziua. Noi nu știm cât ați facă noutate, corect?
E pot să fac atâta, pot să fac atâta sau pot să fac așa. Noi nu știm. Evident, eu pot spun să-l stop sau pun cu rezervă, e ca să-l pun mai jos de linia asta. Și asta nu-l activez să-ți meargă, de exemplu, până aici, dacă, sau nu. Dar eu vreau să intru din aproape din moment. Din moment. Și eu pun comanda dată cu o oră înainte, de exemplu, la ora 19, o pun aici. Se dau cu faci pieții, se miște, sus, jos, sus, jos, nu-l activez. Dar la nivel de noutate, când mi-e tăsează, eu la ora 19.59, cu o minută înainte de noutate, ridic comanda mea și o pun aici. Înțeles. Și acela de bai, o trag și o pun aici. Adică coridorul meu îl micșorez la limită. N-am pun chiar 5 puncte, da? Undeva spre 10-15 puncte. Asta se face înainte cu o minută înainte de noutate. De ce? Fiindcă noi spinem la maxim, fiindcă final poate să mergem mai mult sau mai puțin, și am spus folosim trailing stop. Ați pune trailing stop, stați și primiți pe